Bine ați venit la festivalul Ce cântece și jocuri românești de la Mălainița. Cultura și obiceiurile noastre de suce de ani ne-au păstrat ai noștri bătrâni o bogăție mare cu care putem să ne mândrim. Tot aia și noi am căpătat și am moștenit de la ei bătrâni ai noștri, trebuie să dăm și noi mai ce parce la copiii, la nepoții noștri și la toți cei din casa noastră. În loc să învățăm noi la școală din istorie, tradiție și cultură, noi, românii de aici, am păstrat în casă, în vorbă, în cântec și în joc, așa că cântecul și, jocul nostru tradițional l-am păstrat până în zilele de astăzi. Tot nat trebuie să facă aia care poate, să nu ne abacem, ci pe drumul bătrânilor noștri care s-au luptat și-au făcut sârbia bar la bar cu alții, dar niciodată nu au lăsat limba, cultura și identitatea național. Mai întâi, tot natul poate și trebuie să facă, este să învețe copiii lui limba noastră românească, să învețe să cânte și să povestească pe limba lor, că numai așa putem să păzăm cultura și identitatea noastră național. Tot nat să învețe pe copilul lui mai puțin cât un cântec ori un joc românesc, așa o să fim siguri că cântecul și jocul nostru al frumos nu o să piară nici când. Doamnelor și domnilor, mai departe, în deschiderea festivalului nostru de la Mălainița, am să-l rog pe prezentnicul Asociației pentru Cultura a Românilor Vlahilor din Serbia, Zavișa Jurj Ariadne Filum, să vină să ne spună câteva vorbe. Doamnelor și domnilor, frați, surori români, bună ziua, bine ne-am strâns aici la Mălainița și acum, cum să zicem, de prima dată, mai întâi, o reaza așa aia că toți ne-am învățat că e a doua zi de Paști, festivalul la Mălainița. Anul ăsta am schimbat, i-am adunat toți aici, în locul ăsta simbolic, unde e a dintâi mănăstirea noastră românească, unde cu vreo 10 ani în urmă, mai întâi, după 200 de ani, s-a auzit slujba în limba noastră și mulțumim lui Dumnezeu că de aici s-a dus foc în toată Serbia, până la Morava, în Homoli, la noi, la Bor, la Zeșari, la graniță cu Bulgaria, în toate părțile. Ne-am strâns iar așa, din mai multe părți, din Serbie, de la Bor, de la Maidan, de aici, de la Craina, de la Kladovo, împreună cu frații noștri din țara mamă, din România, din Covățânți, care sunt mari prieteni noștri, împreună cu părinții Mihai, care n-a putut, dar e un grup aici care o să vedem, frații din Bulgaria, care până altă ieri a trăit cu noi împreună, ore sacile noastre de pe graniță cu Bulgaria trăit împreună. Și pentru noi, mai mare bucurie, mai întâi e aici Dorba Sărabean, frață de la sudul Ucrainei, care a trecut 1500 de kilometri să ne prezince limba, cultura și tradiția care e păstrată la românii de acolo. Și am rugat pe toți. Dacă noi aici n-am avut limba în școală, am învățat-o de la bătrânii noștri, de la părinți, de la moși, de la babe și o vorbim așa cum o vorbim. I-am rugat pe toți și care a avut școală în limba noastră românească și care n-a avut, să știa ce să ne spună așa în grai cum au auzit pe muma lor și pe bătrânii mei întâi acolo de unde vin ei. O să vedeți că, ca și la fie și limba, e un standard. E limba literară românească care e de acolo din România, din școli, dar oricum români sunt și aia care vorbesc așa cu, ca mine, cu ce faci și unde duci. Români sunt și aia la Kladovo și la sacele pe graniță cu Bulgaria care spune ce faci și unde te duci. Români sunt toți ăștia care merg cu mâinile pe sus, care ne vin din Ucraina. Suntem toți români și cum a zis părinte, dacă nu putem toți să conducem o asociație, să facem o biserică,
Dacă nu putem toți să ducem un ansamblu, un cut, să ducem, cum a venit frații de la Topolnița, tot n-at să facem aia și putem. Dar putem să vorbim în casa noastră românească, putem să învățăm copiii noștri limba noastră, putem să șerem la școală să învețe copiii românească și, cum spune conferanța, tot n-at copilul lui să învețe un cântec și un joc românesc. Atunci noi românii și festivalul nostru sigur că o să are un viitor. Vreau să mulțumesc la toți care ne ajută, în primul rând Institutul Cultural Român, doamnei Adriana Gaie. Aici cu noi sunt domnul Eugen Popescu, de la Fundația Națională pentru Români de Pretutindeni, mare prieten nostru care ne ajută de mai mult de 10 ani. De la noi de aici Dușan Prăvulović, de la Comitetul Dreptul Omului, Predrag Balașević, Ivica Glišić de la Golubac, frate de la Kladovo, Živa de la Veliko Gradište, care a avut mari nevoi cu limba în școală și o duc mai departe. Încă o dată vreau să salut frate care a venit din toate părțile și o invit pe doamna Adriana, care ne vine de la București, să ne spună că ceva vorbe. Încă o dată vă mulțumesc și vă invit să nu vă facem o invitație specială, vă invit pentru anul venit toți aici. Vă mulțumesc! Bună ziua! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! De câte ori vin la Mălainița și se întâmplă de mai bine de 6 ani, vin cu bucurie și cu emoție în suflet. Institutul Cultural Român din București vă este alături și eu sunt onorată să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, de Parohia Ortodoxă Română din Timoc, de asociații ca Ariadne Filum și de atâtea alți români adevărați pe care eu îi revăd cu mare drag. Institutul Cultural Român înțelege să vă fie alături așa cum România are grijă de sârbii din România. Așa cum ei au drepturi, așa cum au școli, biserici, așa și dumneavoastră meritați același lucru. Și meritați pentru că bunicile de aici, femeile bătrâne, străbunicii dumneavoastră au păstrat cu sfințenie cântul popular, portul popular, tradițiile și eu știu că sunt foarte frumoase. Pentru asta meritați mai mult decât se face și eu sper că măcar așa, de câte ori venim noi aici să vă putem ajuta și să vă fim alături, să păstrați cu sfințenie în continuare identitatea românească. Fie că sunteți numiți vlahi, români, pentru noi sunteți tot una. Așa spune legea, din câte știu eu în România. Legea spune foarte clar că românii vlahi, moldovenii, istro-românii sunt tot una, tot români. Vă mulțumim că ați venit pe vremea asta aici. Eu zic că suntem totuși mulți și înseamnă că părinte nu este totul pierdut, mai ales că stăm lângă această bisericuță care a trecut prin multe și dumneavoastră a trecut prin multe. Așa că vă doresc succes și felicitări încă o dată Ariadne Filum pentru festivalul ăsta, care s-a întâmplat un pic mai târziu, dar s-a întâmplat și asta e foarte important. Vă mulțumim! Pe mai departe, aș vrea să îl chem aici să vă spună câteva vorbe pe gazda noastră de astăzi, pe omul care a făcut atâția și va face pe mai departe încă o dată atâția, să sperăm, pe părinții nostru drag, pe părinții Boian Protopopul Daciei Ripensis. Mulțumesc, părinții. Frați și surori, aud acum cum vorbește părinții Ovidiu de la Gorneana, cum vorbește domnul Zarișa de la Bor, cum vorbește doamna Adriana de la București. Voi mă auziți și pe mine, cum vorbesc și eu. Fiecare vorbește câta în alt fel. Fiecare vorbește în graiul lui. Dacă vă duceți într-un sat de munce, de la Mălainița către Bor, o să vă întrebe cineva ce faci. Dacă treceți de la Nigocin,
către câmpia în vale, o să vă întrebe ce faci. Din sat în sat este pe ce vreo diferență o razlică între cum se vorbește. Unii spun că asta nu ar fi o limbă, pentru că este razlică. Să se ducă în vreun sat sârbesc de aici, să vadă cum vorbesc șciubișenii și cum vorbesc vidrovișenii. Și ei au vorbe între ei care nu se înțeleg. Eu am fost, acum câțiva ani, într-un sat sârbesc din România. Satul Svinița, pistă Dunăre, Gedonie Milanovaț. Și când m-am dus acolo, am spus așa, bun, m-au chemat, haide că ei sunt sârbi din România, o să le vorbesc în limba lor, o să vorbesc pe sârbești. După ce am isprăvit, mi-a spus cum ar fi, cum se zice bătrâneață la noi, chinezul, ori prețednic mesne zaednițe, ori primarul satului, că ei 70% nu m-au înțeles. Pentru că ei nu vorbesc limba sârbească care se învață la școală, limba literară, knijevni jezic, numai vorbesc graiul lor de bătrâneață. Așa cum vorbim noi limba românească și graiurile noastre de bătrâneață. Nu găsiți două sace, două orașe, unde se vorbește la fel o limbă. Așa e și la noi. Dar, cum zicem noi de aici ce limbă vorbim? Românește. Am fost acum câțiva ani în Pirot. Asta e în Serbia, acolo unde nu e niciun român. Și am fost la un coleg, la un popă, iar și cu el m-am dus la al treilea popă. Și el l-a întrebat pe ăsta, spune, dar colega de unde e? Pe sârbește, sigur. Și ăla i-a spus, oni iz Negotina, ele de la Nigocin. Și credeți ce mi-a spus ăla? S-a întors către mine și mi-a spus, a, știi românește. Păi dacă sârbii de acolo știu că noi vorbim românește, dacă noi ne zicem că vorbim românește, păi nu ne mai trebuie alții să ne spună ce limbă vorbim. Știm noi ce limbă vorbim și pentru aia vrem să ne păstrăm credința, limba și cultura. Că dacă un neam, o grupație de lume, de oameni, au limbă, credință și cultură, asta înseamnă că ei sunt un neam. Avem biserica noastră, Biserica Ortodoxă Română. O avem. Avem limba românească? O avem. Avem cultura noastră? Știu că o avem. Dar ai, nu vă spun, o să răspundeți voi după ce vedeți festivalul, dacă avem și cultura noastră. Să fiți sănătoși, la mulți ani, bine ați venit și vă rog în fiecare an și la treia de Paști și când o să mai facem, să ne adunăm câți atâția, cât ne-a adunat Dumnezeu, dar noi să fim sarea lumii, lumina lumii, ca să păstrăm firul și lumina neamului nostru. Să trăiți la mulți ani! La mulți ani, tari. Acum începe programul, trebuie asta să spun și eu, că întâi o să deschidem cu două cânceșe populare, așa într-un duh, într-un fel spiritual, a cânceșelor care le va cânta corul protopopiatul ortodox român al Dacei Ripensi, Sfântul Mucenic Ioan Valahu, care este format din preoții noștri pe care acum o să-i auziți. Bordeiaș fără gârlici, o,
sabatul, unde s-au zis să nu se lumbiaște vorba românească. Пока, що душиня, пілок пробяга, ношу по непоца не усенцеляга. Кинчик параскрил, лавой магиндеск, і не набаче таре, гетон румнеск.
ați văzut frumusețea de jocuri de la Bor, de la Metonița. Acum aș vrea să vă aduc înainte pe precinii noștri de la Covăsânți, din România, de lângă Arad, care sunt al doilea an, unul după altul, aici la noi, la Malainița, și care au jocuri mult frumoase și care seamănă mult cu jocurile noastre de aici, din Valea Timocului. L-aș ruga pe fratele și precinul nostru, Marian, să vină să vă spună câteva vorbe de ansamblu, de cudul lor de acolo, și pe urmă să ne uităm și să-i admirăm cu plăcere. Bună ziua, mulțumim foarte frumos pentru invitație. Suntem ansamblul de dansuri păstrătorii tradițiilor românești ai parohiei ortodoxe Covăsânți și astăzi vă vom prezenta câteva dintre dansurile specifice multelor zone folclorice ale noastre. Thank you.
venit la noi la nuntă, ofleleu. Moșul cu vârba căruntă, ofleleu. Și-a venit la noi la nuntă, ofleleu. Nici nu joacă, nici nu cântă, ofleleu. Numai bea vin și mănâncă, ofleleu. Nici nu joacă, nici nu cântă, ofleleu. Numai bea vin și mănâncă, ofleleu. Ioane, Ioane, puiul mami, măi, măi, măi.
dar acum un câine chiar de bătrâniață am alu Francolar. Frunză verde, rugă-mi. Frunză verde, rugă-mi. Frunză verde, rugă-mi. Mă culcă într-o matâns, dor cuițule mai, că sunt lină mândră vis, dor cuițule. Mă culcă într-o matâns, dor cuițule. Că sunt lină mândră vis, dor cuițule. Noi trai sta la spinare, noi trai sta la spinare, și picai pentru la vale, dor pițule. Thank you.
Și o să joace aici pentru voi jocurile lor tradiționale. Mulțumim! Thank you.
mult, Mariață, și mult mi-e drag că văd mulți copii de-ai noștri care le drag să păstrează cultura noastră. Mult mi-e drag că toată viața am fost printre copii, tot copiii pingă mine am fost profesoară la licei, cum zicem noi, srednia școală. Și de aia chem toți copiii noștri să păstrează cultura noastră și limba noastră, să nu se piardă. Să fiți sănătoși! Dar acum întâi să vă cânt un cântec care e mult bătrân, peste 100 de ani. Eu cu zavișa l-am aflat la lume bătrână și îl cheamă Cântecul Sfinților. Sus, 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 înaltul cerului, sus, 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 înaltul cerului. Pisupraza soarelui, la capul pământului. La umbrița mai decisă, la umbrița mai decisă. Unde ia stomasă încinsă, toată ge sfânt ia cuprinsă. Da, ge mică și ieriare, da, ge mică și ieriare. Șapce palme groasă-n dungă, nouă stânjâni e ge lungă. Masă carșa diare, și la masă carșa diare. Dumnezeu mai mare sfântul, ce cu troape tot pământul. Sunt Pietru Scriitoriu, Sfântul Ion Bucizatoriu. Moș Ilia Trăsnitoriu, Arangelu Luvatoriu. Nicola barbă-n sână, că e praznic mai bătrână. La un căpat înge masă, la un căpat înge masă. Șadea și maica preceastă, șadea și maica preceastă. De la vale măi veniare, de la vale măi veniare. Sfânta Vinerea Mare, Sfânta Vinerea Mare. Și la masă-mi șadiare, și la masă-mi șadiare. Acum să vă cânt un cântec popular. Mărăcine, mărăcine,
Picarea frunză agencine, mărăcine, mărăcine, picarea frunză agencine, trece la umbrița tia. Căge la umbrița tia, am înșepu dragostea. N-ai cu țăgi și-ai plecat, și pe mine m-ai lăsat. N-ai cu țăgi și-ai plecat, și pe mine m-ai lăsat. M-ai lăsat-o prin dușmanii, dar tu n-ai venit cu anii. M-ai lăsat-o prin dușmanii, dar tu n-ai venit cu anii. Mărăcinii a florit, dar tu n-ai, că n-ai venit. Mărăcinii a florit, dar tu n-ai, că n-ai venit. M-ai lăsat cu mare dor și o să plâng până mor. M-ai lăsat cu mare dor și o să plâng până mor. Satul meu se vorbește și românește și bugărește. Și eu să vă cânt două cântece românești. Cum să cânte la mine, Sat. Grăiana. Oiță, băuță, cu cornul, gurița, ce ce-ai înstrinată, ce ce-ai mâniată. Da, nu ce-am rănit și nu ce-am dăpat, noaptea pe dacoare răsărit de soare. Ba mai rănit și mai a dapat, noaptea pe racoare răsărit de soare. Nu m-am auzit nocio, banii, cum să vorbea pe cinste omara. Și să mici îngroape toruo, ilor, jocul meilor, șalviva avilor. Fluierașul tău, stâlpelor,
vântul o bacea și el ce-o pouă, Întreabă florița mea, ce nu sunt verde ca ea, ei vine să stea verde că tot la fereastră-mi șede. La fereastră a crescut, la fereastră s-a născut. Nu mi-o bace niciun vânt, nu o uscă niciun. Ce gânduri am, că ce zile sunt luna, dar la unul ce mă doare, mă usucă din picioare. Cântăm cu ce numai mie, ca la mi-o mai cânta mie, cine-o mai culege vie, oricam, orică trăiesc, ori prin codruri privege. Eu vin de la Cladova, mai aproape din sat Vârbița Mare, și o să vă cânt un cântec epic. Când am fost mic la școală, m-am învățat că e Baba Novac, că sârbește Sarina Novac, sârbă. Am un cântec ăsta, o să vă spun în altul fel. Groiul tăi că zice moșu, că de când cântă cocoșul, îmi ești trist și bună, și-mi ești tare supărat, și-mi ești tare supărat. Zău moșu, ce doare, ești trist și cu soare, atunci gruia îi răspungea, rău mă doare inima. Că vezi de curând spre sară, navaliră turciară, pe boghița ne-o luvară, sorioara. Mi-a de sânge taică inimi, iar-am plânge. Împreună să plecăm, fetișoară s-o scăpăm, din mâna sultanului, gheara oțo manului, gheara oțo manul. Când la poarta a ajuns, ia floare cu răspuns, că boghița e păzită de-un turc mândru și voinic fără seamă de nimic. Turcul mare să vorbește, dar să apropie oțește, și pe fruga mi sunt haine, scoace un buzdu, ganjal mare, scoace un buzdu, ganjal mare. Și când toarnă lovitură, lugruiță ochii-n cură, și-mi leagă ca pe un bol, moșule e rândul tău. Alelei, măi curcuinic, ce pe gruia ai dobărât, cât în lume am umblat, nimeni nu ne-a măsurat, nimeni în față nu ne-a stat. Și răspunge-mi tu îndat că ești turc adevărat. Ce măicuță ți-am fășat,
că ești puige smăcura. Atunci turcul se îmblânzește și moșul îi povestește. De mult, când eram mic, de sultan am fost furat, de la poartă m-a luat. De la casa cu mulți brazi, truce-mi spui, pui genovac. O să novac am iubit, în ochi lacrimi s-a iubit. O, copilul meu iubit! O, ce ursă ursată! Tu novac! Tu al meu tată! Și pe gruial gezegară, sorioara-ți o luară, și acasă e pe care, și acasă e pe care. În Poiana cu mulți brați, unde-o mai trăi și azi, unde-i casă cu novac, mândru cu ipuri al cerdan. Thank you.
Ce cine gracină, a tutte ce tiene de gracină. Se te duc eu la fântână, se ce dau la, dai ca lumea, se ce dau la, dai ca lumea. Că nu le-ai iubit pe toți,
te iubișe să luta, nici că nu m-am sinturat. Cum m-a puțe sub se vede, mor cu gândul tot la ele. E tot ce mi-am lăsat uitat, mândrii și bubuții de vode, Dumnezeu uit până mor, te iubi și sărutat, nici că nu m-am seturat, cu papuță sub zilele, mor cu gândul tot la el, ce iubi și sărutat, nici că nu m-am seturat, cu papuță sub zilele, mor cu gândul tot la el. Și mai iubesc mult.
permanență aici. Aproape o biserică este și doar Basarabean acolo, în sudul Basarabiei, care menține sărbători, sărbătoarea zilei limbii române, sărbătoarea națională, ziua națională a României, hramurile satului petrecute la noi, festivaluri, colinde românești, toate în limba noastră. La mulți ani și vizionare plăcută, să ne mai întâlnim și cu alte ocazii. Hey!
ziua, dragi oaspeți! Suntem cu tot ansamblu fericiți că vă vedem astăzi și dumneavoastră pe noi. Suntem pentru prima dată în Serbia și suntem foarte fericiți. Deși azi am văzut conaționaliștii noștri care vorbesc și ei română, păstrează folclorul românesc. Deși vreau să vă cânt un pic de la dumneavoastră și de la mine din suflet. Așa bine cânt și cântă-i vărune, să mă duc pe drum plângând mai dorule. Lumea te-ar fi să mă vadă, ai, la 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 la, nici să poată. Aș da tot ce-am adunat, măi, dorule, să mă întorc în al meu sat, măi, dorule. Puțin fi drag lângă mine, hai, la 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 la, Doamne, cât ar fi de bine, dorule.
Suntem foarte fericiți să vă vedem atât de frumoși, făimoși, cu ochii fericiți, îmi pare bine că am venit la dumneavoastră. Asta pentru noi este o mare fericire, o mare bucurie, un vis care s-a împlinit în viața noastră. Vă iubim foarte mult și eu cu mare plăcere o să vă cânt o doină de pe pământurile noastre, când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte. Când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte. Când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte. La o fată mai frumoasă nu căpeau flăcăi în casă. La o fată mai frumoasă nu căpeau flăcăi în casă. Fata după obicei le spuneau ședeți flăcăi. Fata după obicei, măi, le spunea și desflăcă. Măcăul care iubea lângă dânsa s-a șezat. Măcăul care iubea, măi, lângă dânsa s-a șezat. Lângă dânsa s-a șezat, vorbetul ce-l îi spunea. Lângă dânsa s-a șezat, măi, vorbetul ce-l îi spunea. Să n-ajungi puiule-i bine, ce m-ai învățat pe mine. Să n-ajungi, puiule-i bine,
și m-ai învățat pe mine. M-ai învățat să iubi, să nu pot noaptea dormi. M-ai învățat să iubi, măi, să nu pot noaptea dormi. Când mă culc să dorm mai bine, dorul lângă mine vine. Când mă culc să dorm mai bine, dorul lângă mine vine. Când mă culc să dorm cu gust, dorul meu spune pe sus. Când mă culc să dorm cu gust, măi, dorul meu spune pe sus. Când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte. Când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte. Vai lá, jopa, 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 já que não posso estar pelo pega e rapira. Vai lá, jopi, 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 da batu batu la ochi niște, la nu un pachet nu-ți de niște, la batu batu la ochi niște, la nu un pachet nu-ți de niște, la eram de niște, la țupai țupai de pode, ochi și de nu s-a mir, le-am împrumutat în sata, mă țin în câinile ota. Dacă piciorul rămâi boar, era când te cânt în lăutar, că eram din rând. Dacă piciorul rămâi boar, era eram din rând. Adică, adi, măi, băi, mea, te nu te mai uita la fie. Cagii din solul pe poate, adi, nu-i mai coasă poate. Când te cânt în lăutar, să se amută cât mai tare. Thank you.
Peace.
Să vină să împărțăm darurile și mulțumirile tuturor care, la toți cei care au fost astăzi înaintea voastră să vă încânce și să vă cânce. Tati, surorul meu, încă o dată vă mulțumim. În mod special, copilor din Ucraina, mulțumesc Dumnezeu că ne-a dat o vreme frumoasă. Sper că din an în an să fim tot mai mulți aici la Malainița. Ne-am putea să ne păstrăm. Ce să zic acum în final, vă doresc să fiți atât de români cât ați fost în ăștia 2000 de ani până acum. Numai bine!
să oferă diplomele de onoare corului protopopiatului al Dacei Ripensii, Sfântul Mare Mucenic Ion Valahu. Cut Polet din Metovnița. Păstătorii tradițiilor din Covăsânț. Adela Andrieș. Nicolae Lupan. Tot din Ucraina. Cut Veselie Teofana Basarab de Vidin. Ansamblului folcloric Dor Basarabean din Ucraina. Și îmi cer scuze, dar am numai o căciulă și căciulă, trimitem o căciulă tradițională de la noi, o trimitem în Ucraina. Uite, Anatolo, ia-i și o duce acasă. Stefan Radovanović. Cut Amater din Topolnița. Michița Cârstici. Iela Marianović. Katica Todorović. Milica Neșić. Slavica Mađarević. Soe Bulbić. Zlatko Jonović. RTV Sezam din Bor. Și Timoc Pres.
urmă, la final vreau să invit eu întotdeauna, zic noi românii de aici, avem, avem mulți frați în țara mamă, avem la instituții, avem așa, avem unii care ne povestesc povești așa ca la copii mici și cineva care ne ajută de lungă vreme. Doi sunt aici cu noi, dar cred că cu tot nu putem să-i numărăm la jaice la două mâini. Doamna Adriana Gaie, de la Institutul Cultural Român, și domnul Eugen Popescu, la Fundația Națională pentru Români de Pretutindeni. Și pe Părinte Boian, să facem toți aici o